2 ani le-au trebuit guvernanților români să pună la punct autoritățile de management care să gestioneze fondurile europene acordate României pe cele 11 axe prioritare din cadrul programului operațional regional. Datorită întârzierilor mari, a existat riscul ca o mare parte dintre cele 8,25 de miliarde de euro să fie dezangajate. Acest pericol a fost recunoscut și de reprezentanții executivului. Din păcate, programul operațional regional, hai să nu cer să culpabilizez pe cei care au fost înaintea noastră. Din păcate, au făcut pași foarte puțini. Vreau să vă spun că autoritățile de management au fost acreditate la Comisia Europeană. Ultima a fost, cred că, în august 2017. Noi suntem în 2018. Lucrurile au avut un parcurs destul de greu pentru că nu s-au implicat până la urmă. Sigur, și acum știți, eu am spus public că exista la un moment dat, exista o probabilitate destul de mare de dezangajare fonduri europene pe programul operațional regional. Peste 100 de firme și autorități publice din Olt au accesat fonduri europene în cadrul acestui program, alte zeci de proiecte fiind în diverse stadii de implementare. Guvernanții susțin că întârzierile au fost recuperate și dau asigurări că țara noastră nu va pierde niciun euro din fondurile europene alocate țării noastre pentru acest program. Am depășit acest moment, sigur ne-am întâlnit foarte multe întâlniri cu structurile asociative, am depășit acel moment pentru că până la urmă ce înseamnă banii europeni, ce înseamnă un program? E o bancă practic, nu trebuie să ai proiecte, proiectele cine vin? UAT-urile? Privații vin cu proiecte, pentru că dacă n-ai proiecte, nu poți să dai bani, ca și la bancă. Toată lumea trebuie să înțeleagă acest lucru, că nu, de fapt, ministerul respectiv sau ministrul respectiv este vinovat până la urmă. Și nu vreau să mă disculp pe mine, pentru că trebuie cu orice preț, până la urmă, să absorbim banii europeni. Nu se pune problema. Dar cam așa s-au întâmplat lucrurile și acreditarea autorităților de management, care a fost întârziată foarte mult în perioada 2015. Există șanse să recuperăm din aceste întârzieri? Da, vom recupera toți banii din punctul meu de vedere. Deci astăzi vă pot spune că în programul operațional regional nu vă dezangaja niciun euro. Aproape jumătate din cele 117 proiecte depuse pe POR aparțin micro-întreprinderilor. Pentru 54% dintre proiecte au fost semnate contracte de finanțare, unele dintre acestea fiind deja implementate. În cadrul acestui program au mai fost depuse 18 proiecte pe strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, majoritatea fiind pe axa 3 destinată reabilitării și modernizării de clădiri publice.